ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimica, numai pragul să-i elega. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimica, numai pragul să-i elega. Suntem de la Ditmedia și oferim serviciul flori pentru tine. Nadejda Dimitrievna, cunoaștem că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere. Sărbătoriți bogăția anilor și alături sunt persoane dragi și scumpe care vă iubesc, vă stimează și vor să aveți astăzi emoții deosebite, pentru că și ziua este una specială și toți cei dragi au decis să vă spună un sincer la mulți ani. Acest buchet de flori este pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos! O tortă, șampanie și mai avem un cadou. Acest cadou, acum și vă pun la încercare să ghiciți cine a solicitat venirea noastră și cine a procurat toate aceste cadouri pentru dumneavoastră. Nu dăm gând. Cine? Fica și nepoțica. Foarte mult feciorul Borisa, vreau să vă fie alături. Știm că este peste hotare. Nu e acasă. Este peste hotare, dar în schimb este Nora aproape. Da, și Nora. Sunt la fel cu pricina acestei surprize care ne-a rugat să venim cu aceste cadouri la dumneavoastră. Fica dumneavoastră Tatiana, care vă este alături și scumpii nepoței, mulți, mulți ani, vă urează cu multă sănătate și strănepoții dumneavoastră. Mulțumim. Am înțeles că sunteți o doamnă foarte bogată. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Sunt tare mulțumită de copii, de nepoți, de strănepoți. Să dăi Dumnezeu să toată lumea să fie mulțumită, așa cum sunt mulțumită eu de copiii mei, de nepoți, de strănepoți. Și mulțumesc cu Dumnezeu că am ajuns în ziua de azi să învăț strănepoței. Că asta e tot comoara mea care o am eu. Vă ocrotește destinul, da. Și are grijă de dumneavoastră ca să fiți în putere, cu sănătate și vă dăruie astfel de momente fericite din partea copiilor dumneavoastră, din partea nepoților, da. Și să vă bucurați încă de strănepoții. Mulți ani! Mulțumim frumos! Mulțumim din suflet! Și acum dau citire mesajului care este din partea celor care am menționat. Ziua ta de naștere, scumpa noastră, mama și bunică, ești cea mai scumpă și iubită pentru noi, cei care ne-am decis să te surprindem cu această filmare. Așa ne vei simți mai aproape pe toți. Îți urăm mulți ani, să fii plină de energie și putere, iar cel mai important pentru noi e să fii sănătoasă, să fii fericită, să fii mulțumită de tot ce ai în viață și fie că toate planurile tale să le duci la bun sfârșit. În suflet să ai multe bucurii și gânduri senine, să fii veselă și să ai parte de cât mai multe surprize plăcute. Noi mereu îți vom fi alături, să-ți dea Dumnezeu viață lungă și minunată, așa precum îți este și inima ta, scumpa noastră mamă. Și bunică, la mulți ani! Acest mesaj noi l-am primit de la copiii dumneavoastră, Boris, împreună cu Aliona, de la Tatiana, cu Victor, de la nepoții dumneavoastră, Irina, Denis, Evgeniei, Andrei și Nicoleta, de la strănepoției dumneavoastră, Timofei, Artem și Nastica. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Oi, așa e... N-am cuvinte! Cum vă pare această surpriză care a organizat-o copiii și nepoții pentru dumneavoastră? N-am cuvinte, vine să plâng, îmi pare foarte bine. Am o surpriză care nu m-am gândit, nu că nu m-am gândit, dar n-am așteptat copiii să-i facă nie așa o cinste, așa o surpriză mare. Ei nu au surprize pentru dumneavoastră. Eu le rog și pe Dumnezeu le rog și copiii, nepoți și strănepoții nie, sănătoși, norocoși, să aibă în pază Dumnezeu. Tătă viața, să avem numai bucurie și vreau să ajung și la nepoțelul Eugeniu, la nepoțelul Eugeniu al lui Borea, băiat, să ajung și să am și de la dânsul strănepotă, strănepoțică și așa, numai să ajute Dumnezeu să căsătorească, să aibă
numai bine și fericit în viață, sănătos. La toată lumea dorea sănătate, bucurie, pași pe pământ. Doamna Nădejda Dimitrievna, iar acum întâmpinați oaspeții care au venit la dumneavoastră și fiecare are și un mesaj de felicitare și totodată primiți cadourile din partea lor. Dragă și mult stimată Nădejda Dimitrievna, încă o petală din anii tăi frumoși a căzut alenii, dar au mai rămas petale multe pe care le poți să le vezi și dă, Doamne, să le vezi mulți ani înainte. Felicitări cu ziua ta de naștere. Îți doresc ca în această zi frumoasă de vară, plină cu soare, îți doresc numai binele care este pe pământ. Îți doresc voie bună, dispoziție bună, o zi frumoasă, pace în casă, pace în suflet, prieteni adevărați, dragoste de la prietena adevărată, iată, pe ori, de la nepoți, de la frănepoți, cea adevărată prietenă, să fii fericită cât vă da Domnul, mai multe emoții pozitive, optimism, fiecare zi să fie înconjurată de noroc și voie bună, iar în fiecare seară să mergi la culcare cu un plan realizat, cu gânduri bune. Mulțumesc frumos! Dragă Nădejde, fie ca această zi de azi să fie cea mai fericită din viața ta și ziua de mâine să fie mai fericită ca ziua de azi. Și ziua de poimă să fie mai fericită ca ziua de mâine. Lumea, sunt oameni care fac lumea frumoasă, bogată, sănătoasă. Și unul din ei ești tu. Pentru că ai îmbogățit lumea cu viața ta pe care ai trăit-o. Ai crescut copii, ai nepoți, strănepoți pe care îi iubești. Și pe care îi iubești, îi stimezi și te mândrești cu ei. Ai făcut lumea mai bună, mai frumoasă prin activitatea ta în domeniul medicinii. Ai fost toată viața alături de oameni, i-ai ajutat cu un cuvânt bun, cu un sfat, i-ai lecuit, i-ai îmbărbătat în momentele cele grele. Fii sănătoasă. Eu mă bucur. La mulți ani și toți buni să dea Domnul. Mulțumesc frumos. Numai suntem udi, așa. Mulțumesc frumos din suflet. N-am cuvinte, că noi de mulți ani suntem prieteni și una fără alta nu facem facem lucru, ea, eu sunt acolo, fără că eu, el la mine. Noi suntem prieteni adevărate și îi mulțumesc din suflet că o am, așa, prietenă. Să fii sănătoasă, să fii sănătoși și copiii, și nepoții, și strănepoții, că tot ai strănepoți. În primul rând vreau să transmit de la piciorul. Hai, nu. Eu știu că asta e și felicitări din partea lui și din partea noastră și din partea lui Jenia tot și a lui Iulia. Mulțumim frumos. Jată din partea la frumos. Noi ne-am adunat toate și nepotul Andrean cu Nicoleta și cei care sunt de parte. Ne-am adunat toți și am hotărât să cumpărăm un televizor. Nimeni nu a uitat de ziua mea tale și a fost foarte bucuroși când ne-am adunat și am propus ideea asta să te felicităm și cadou și amintire bună de la noi toți, de la Jenia, mulțumim, de la Borea, de la Aliona, de la Andrei, mulțumim, Nicoleta, Niț și Irina.
și sănătos cu Sfântul. Eu vă doresc sănătate și noroc în toate. Să vă apere Dumnezeu de tot rău, de tot primejdile, toate boalile care sunt pe fața Pământului. Să mă bucur cum m-am bucurat până acum, să mă bucur și mai departe, câte zile să am, să mă bucur de voi, cum m-am bucurat până acum. Tare mă bucur de copii, de nepoți, de strănepoței, scunchiți, eu n-am cuvinte câți departe sunt Franța, așa doi, care Абуся и на меня Фанца. Я тебе днём рождения, желаю тебе всего самого лучшего и здоровья, и чтобы ты жила долго и счастлива. Спасибо, моя хорошая, спасибо, моя хорошая. Это тоже моя внучка. Мы её выросли. Мама была... Мама не имела как... Надо было деньги делать, и она с нами выросла. И она моя внучка, и Таня помогала, и я, мы ее. Вот такую, она меня никогда не забывает. Cum surpriza copiilor? Ce emoții trăiți astăzi, de ziua dumneavoastră? Emoții enorm de mari, că și bucurie tare mare de la copiii mei, că mi-au făcut așa o surpriză. Și n-am cuvinte să le mulțumesc. Eu știu că eu, fără dânsă, nu pot. Și nu știu ce să mai spun. Și dumneavoastră sunteți cea mai de preț pentru ei. Și ei pentru mine și mai scunzi fața Pământului. Că-s lângă mine, nu-s departe, numai asta că băietul șor, adică Borea e dus în Germania, dar a venit și el acasă de-am și am fi toți împreună, că noi am fost toți împreună aici și am trăit foarte bine, ne-am păcat, n-am avut nimic rău, toți și bine și mai departe, tot așa și la toată lumea și la noi. Noi vă spunem la mulți ani să aveți o sărbătoare cât mai frumoasă în continuare alături de oaspeții care au venit la dumneavoastră. Mulțumesc frumos și dumneavoastră că v-ați... Cum? Eu și... Noi cu plăcere am venit. Cu plăcere am venit la dumneavoastră. Că ați venit la noi și mi-ați făcut așa o surpriză foarte frumoasă, cu mare plăcere. Am o plăcere... N-am cuvinte să spun cât de mare plăcere am primit eu astăzi din partea la toți care mă stimează, mă iubesc, din partea la toți am primit asta surpriză. Le mulțumesc din suflet și mă închin în fața lor. La mulți ani! Mulțumim! Mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebă nimica, numai pragul să-i elecat. Azi-i ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebă nimica, numai pragul să-i elecat. Mamei, mamă, cât-i lumea, mamei, viața numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mamă-i mamă cât-i lumea, mamă-i viața numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Să pot cumpăra cu bani, i-aș cumpăra mamei mele măcar 100 de ani.